Ta ești împărăția, mărire, fiere și slava Tatălui, ca Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Sufletele dormiților, părinților, fraților noștri, care zac aici, pretutindinea,
drept păretorilor creștini și ostașilor cărui câmpul de lupte, pentru apărare țării și a credinței și ție slavă în Sfântul în cel Tău, Părinte, prea Sfântul, bunul de viață, păcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăie. Odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăie. Slavă Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh. Și acum și care au căzut pe câmpul de lupte pentru apărare țării și a credinței, și ție slavă în Sfântul în acel frânzător, Părinte,
Preasfântul, bunul de viață, dorul tău, Duh, acum și pururea, din vecii vecilor.
prin noi, Dumnezeule, prin mare mila ta, după mulțimea îndurărilor tale, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Mitropolitul Sergi, Mitropolitul Vladimir, Arhiepiscopul Varlam, Arhiepiscopul Sava, Episcopul Dormindon, Tinspunică Necanor, Arului Dumnezeu, Protoiereu Dumitru Petru, Protoiereu Dumitru, Protoiereu Mihail, Presbitera Emilia, Elena, Victor Maria, Rubinului Dumnezeu, Protoiereu Gheorghe, Protoiereu Vasile, Protoiereu Lucian, Protoiereu Ioan Preșna, Ana Grichieră, Protoiereu Arcadii, Protoiereu Alexei, Protoiereu Victor, Protoiereu Alexandru, Protoiereu Anului Dumnezeu Gherasim, Marie Lenusa, Nicolae Gheorghe Costache, Marie Domnica Gheorghe Petru, Ștefanie Ionica Angelina și Mihai Traian, Maria Dumnezeu Victor, Mihai Gheorghe Ștefan, Ștefanie Ionica Gheorghe Dumnezeu Ioan, Maria Ștefan, Elena Constantin Palin, Ecaterina, Sandra și Ioan Dumnezeu Gheorghe, Victor Domnicana, Victor Dimitri Vasile Ștefan, Mihai și Aurora Dimitriana Ioan, Dumnezeu Iorica, Ioan, Sofronia, Alexandru, Irina Ioan, Naivena, Evgenia, Arbilor lui Dumnezeu Vasile, Domnica Maria Octavian, Valir Ștefan, Domnica Ilie, Padre Ioan, Intru Simeon Domnicana, Ania Domnica Ioan, Marie Gheorgheana, Șaxenia, Dumnezeu, Padir Veronica, Pietru Ioan, Domnica Mariana, Gheorghe, Maria Gheorghe, Vasile Dumitru, Samoil și Frusina, Rubilor lui Dumnezeu Gheorghe, Domnica Dumitru Gheorghe, Toadre Lena Mariuca, Eliza Amfira Frusina, Domnica, Rob Dumnezeu Mihai, Pietru, Domnica Ioan, Aurel, Casandra, Ecaterina Ioan, Eugenia, Nicolae, Domnica, Domnica Ior, Toadre, Zamfira, Veronica, Maria, Simeon, Florica, Lazar, Maria, Ecaterina, Eugenia, Zamfira, Domnica și Ioan, Arbivor lui Dumnezeu, Vladimir, Mihail, Ștefan, Gheorghe, Trifon, Gheorghe, Zamfira, Xenia, Vasile, Eugenia, Răpid, Florica, Maria, Evgenia, Ana și Ioan, Rubri Dumnezeu, Ilie, Stefania Dumitru Vasile, Angelina Ioan, Pietru Mihai Gheorghe, Toadrea Glaie, Simeon Isaac, Stefania Ilie, Antilimon, Toadrea Simeon Domnica, Monica P. Dumitru Maria, Xenia Isaac, Iacob, Sandra Vasile, Xenia Vasile, Anora Posată, Cune Florica, Arobilor Dumnezeu Gheorghe, Domnica Ioan, Pavel, Sofronie, Grigoriana, Nicolae, Vasilina, Petre, Ileana, Eleonora, Ilie, Petre, Mihail, Elena, Viorica, Alexandru, Aurora, Valeria, Victoria, Gheorghe, Maria, Lina, Pavel și Dumitru, Arognui, Dumnezeu, Ștefan, Ana, Gheorghe, Gheorghe, Vasile, Mihai, Gheorghe, Evdochia, Gheorghe, Cătrina, Florea, Vasilca, Domnica, Costache, Ioan, Elena, Vieroanța, Rafirana, Caterina, Domnica și Pietru, robinui Dumnezeu toate, Vasile, Vasile Ioan, Grigori, Aurel, Gașina, Antonica, Vasile și Boris, arubilor lui Dumnezeu Pietru, Ilie, Frosina, Maria, Aurel, Veronica, Ilie, Vasile, Ileana, Vasilca, Macrina, Iptodi, Dorica, Veronica, Vasile, Vasile, Victor, Petru, Ecaterina, Grigori, Eudochia, Aurelia, Na, Nicolae, Maria, Inochentii, Vasile și Valentina, Rubilui Dumnezeu, Ioan, Vasile, Gheorghe, Maria, Ștefan, Leontina, Adriana, Florea, Cruzna, Ioan, Elena, Întraia și a Rubilor lui Dumnezeu.
Ionina, Priorie, Livienia și Maria Rubilui. Hristos, adevărat, Dumnezeu nostru, pentru căciune preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săriților și întru tot lăudaților, apostolilor, ale preacuioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților, Sfinților, Săiți, Hristos, mutați, din la noi, părinții, brațelor, care s-au pomenit aici, ostașilor, care au căzut pe câmpul preapărării țării și credinței, slavă înălțăm, împreună cel cântat o părinte, cărea Sfântul, bună dimineață, făcău tău, ducă cum și pururea, și în vecii vecilor. Într-o fericită adormire, care ne-au apărat credința, ne-au apărat țara, că noi să nu-i uităm, pentru că ultimul cuvânt care este la mormântare, care este o minte împărăstat, spune ca pomenirea lor să fie de neam în neam. Deci, iubiți creștini, ar trebui fiecare dintre noi să aibă un pomenic, ca familie, să fie înscris, întrâns sau pomeni cu familie, pe toți adormiți părinții, frații noștri, care noi au fost și au petrecut dintr-o acesta viață pământească. Și uitați-vă, eu aș spune că la toate aceste ceremonii, să dumneavoastră să faceți un pomeni, că după dumneavoastră, cine a rămânea, să știe, să-l puneți la un colț acolo, unde aveți o icoană, ca ei să le spuneți așa, băi, frați, urmașii noștri, să nu uitați pe ostașii care au căzut pe câmpul de luptă, să nu uitați pe părinții, frații noștri, care ne-au fost aproape, care s-au străduit pentru noi, ne-au crescut, ne-au născut, ne-au lăsat în urmași, ne-au lăsat case și multe bogății, ca noi să facem o mică datorie, din când în când să-i pomenim. Pentru că Sfânta Biserică a noastră creștin-ortodoxă, uitați-vă, are 4 săptămâni în postul mare. Sâmbetele din postul mare sunt sâmbetele de morților. În afară de asta este sâmbăta, înainte de Sfântului Dumitru, înaintea iubiți creștini lăsatului Săg de Carme, nu sunt multe săptămâni, și în sâmbăta duminicii mari, adăugător mai 3 duminici sunt între cele 4 sâmbete care sunt în postul mare, care Sfânta noastră Biserică ne obligă ca noi să-i pomenim, să nu-i uităm, să le facem pomenirea lor de neam și neam, pentru că ei au fost a noștri, părința noștri, frața noștri, rude sau vicini, cine n-ar fi, dacă o face, o face cu pomană.
ne rugam pentru Bunul Dumnezeu, ca Bunul Dumnezeu să-i pomenească, Bunul Dumnezeu să-i ușureze, să-i așeze în ceata Sfinților. Dar dumneavoastră trăiți și pomeniți mulți fericiți ani. Vinitele cu miele, trăiți mulți ani, din Dumnezeu, sănătate, bucurie și voie bună, nu vă spărați. V-am reținut o lecuță, am făcut datorii de plin care trebuie să o facem ca niște creștini mulți ani. Mulțumim frumos și mai vă poftim când aveți de când în când. Da, bravo, sunt sănătos. Bravo, să mă iubim. Uite, uitați-vă, eu am să așa, acesta Sfânt Locaș, noi l-am înălțat din 1995 până în 2000. Și uitați-vă, printre tăti eu, însă și eu, ca, eu știu, ca preot, nu știu dacă s-a căpătat, las cu creștini din mine, s-a căpătat preot bun, rău, nu știu, nu voi spune. Asta nu este dator mie să judec. Ca constructor, slavă Domnului, în cititor a făcut. Dar uitați-vă, ca scriitor din mine nu se capătă și gata. Vă rog frumos, ajutați-mi, eu vreau să scriu așa o broșură, să fie în amintirea Sfântului Locaș, care rămânea în urma noastră. Uite, aceia părinți și frații noștri au construit un Sfânt Locaș și este la mine tot. Cine ce-a dăruit pentru Sfânt Locaș, toate sunt datele. Scriitor din mine nu se capătă. Preot parcă s-a căpătat, constructorul iată s-a căpătat, dar ca scriitor din mine, nu se capătă. Și eu voi spun la profesoare de istorie, Ana Petrovna, Ana Petrovna, ajută-mă ta, eu am tăte datele, tăte sunt la mine, de când am făcut, când construit că sunt locali din 1995 până în 2000, în 5 ani noi construit. Și eu din 2000 am usit 20 de ani și eu tot mă stăruie să scriu mătău, să scriu broșură, să rămâi în amintire la urmașii noștri. Nu se capătă. Mulțumim frumos!